Acțiunea intitulată Cine a fost odată în Gorj, închinată centenarului Dincă Schileru, va avea loc pe 21 mai în localitatea Bâltenii. Vor avea loc lansări de carte, dar și vernisaje și spectacole literar-muzicale. Un grup de consilieri de la mai multe formațiuni politice au propus ca anul acesta să se desfășoare aici la noi la Gorj sub egida centenar Dincă Schileru, întrucât pe 21 mai se împlinesc 100 de ani de la moartea sa. Pentru asta am realizat un program mai amplu, însă greutatea se concentrează pe săptămâna aceasta și săptămâna viitoare. Avem câteva expoziții fotodocumentare, două săptămâna aceasta la Muzeul Județean și una la Centrul de Cultură și una săptămâna viitoare la Bâlteni. Miercuri o să vă primiți și programul dumneavoastră. Se derulează în cadrul celei de-a 34-a ediții a simpozionului Gorj-Vatra de istorie românească, chiar această tematică centenar Dincă Schileru, unde vor evolua câțiva reprezentanți ai istoriografiei gorjene. În cadrul evenimentelor va avea loc și un pelerinaj la mormântul lui Dincă Schileru. O să avem și o lansare de carte, eu i-aș spune relansare, pentru că este vorba de cartea noastră, Dincă Schileru, o legendă vie a Gorjului, apărută în urmă cu 2 ani, la a treia ediție însă, dovadă interesul pe care îl suscită Dincă Schileru. Vom face și o dezvelire de bust la liceul din Bâlteni, motiv pentru care o să vă invităm și pe dumneavoastră acolo, va fi însoțit de un micro-recital artistic susținut de către Centrul Județean de Creație și de către ansamblul Doina Gorjului. Vom avea și un pelerinaj la mormântul lui Dincă Schileru. Manifestări vor avea loc și în Târgu Jiu, unde se va organiza un spectacol tot în cinstea cunoscutului gorjan.